Da, de aici cred că vă întrebați de ce n-am mai postat sau niciun live nimic. Păi am filmat ceva ieri sau la termen exact și tot încerc să le editez, l-am randat de vreo 5 ori. Și se vede roșiatic, nu știu cum să vă explic. Se vede pixelat, sta să vă arăt. Ca să nu ziceți ceva. Deci asta e, cred că e și, da, e și randat și editat și tot. Și uitați-vă și voi, deci se văd pixelii. Gândiți-vă că asta se Pe întâmplă pe bune. YouTube. Deci se văd pixelii. Ziceți voi că asta e ok. Nu e ok. De-abia se înțelege, pe bune. Așa că am stat și m-am și chinuit. Și multe, multe, multe chestii. Uite, să vă arăt videoclipul original în care se vede că nu e niciun... Deci aici se vede ca lumea. Vedeți și voi că se vede ca lumea. Deci, na, așa vreau să se vadă. Și la editare e mai rușiatic, nu știu care-i treaba. Și nici nu prea înțeleg care-i treaba, nu știu ce am făcut. Nu... Automation settings, ok. Și asta rezolvă cu ce? Na. Și eu am la opțiune renderez. Dacă vă și găsesc. Că nu mi-am amintesc unde e. Ultima oară am apăsat Match Project Settings, dar nu m-a ajutat prea mult. Așa că... Avi, nu avi. Aici. Nu aici. Nu mai știu unde dădeam. Aici dădeam. Asta mi l-am făcut eu. Format AVC, high definition, high nu știu ce. MP4, 48.000 Hz. Alterii de biți. 59,940 frame-uri. Și la ultimul, dacă îl și găsesc, dar nu cred că-l mai am. Ăsta, deci ăsta s-a văzut impecabil și am putut să-l și editez puțin. Dacă puteți să vedeți la început. Înțelegeți voi? Așa vreau să fac și la ăsta cu... cu Eurotrack, mod showcase. Deci sper că se pricepe vreunul dintre voi să se priceapă la editare. Să-mi zică ce trebuie să fac să se vadă mai ca lumea, că pe mine mă bate.